Hello everyone și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M. Suntem în continuare pe Devils România. Aveți în descriere tot ce trebuie să știți pentru a intra și voi pe server. Îmi cer scuze de noise-ul care se aude, dar tot nu i-am găsit buba. Nu știu ce să mai fac. Pă bune. Cred că o să-mi schimb microfonul. Bine, trebuie să-mi schimb microfonul. Așadar și prin urmare continuăm roleplay-ul de data trecută, deci hai să-i dăm drumul. What the heck? Ok. Așa, măcelare, mă auzi? Te aud. Zici ce vrei de la mine, de fapt. Să te execut și pe tine și că familia să mă execută tot deja. Nu prea cred. Așa crezi tu că mi-a executat mie familia? Eu. Se pare că tu mi-ai executat pe cineva. Crezi că e familia mea. Așa. Vreau să știu unde mi este organizația. Se moarte toată familia pe unde. De ce ai făcut asta? Tu crezi că mi-e frică de tine că ești cu ăștia lângă tine? Sau că ai alea, jucăriile alea în mână? Păi pe alea știi cum ține în vârf pe deget, prietene. Dacă tu spui... Da, spun. Am văzut ce ai tot transportul de arme, ți l-am luat. Da? Tot. Ia uzi. Asta e. Dar tu știi că o să regres. Oamenii te-ai trimis acolo toți din pămâne, că păi, că avem transportul frumos. Și când acolo oamenii mei chiar din gândă vă așteptau fix la vama. Săraci. Asta e. Am murit toată familia asta, pobre. Frumos. Păcat. Dar de ce ți-i dă înșoară în arma aia? Că nu fac nimic, gata, stau cu mine sus. Ăla e special din spate pe cu arma pe tine. Aia, ăla un agarici, nici nu m-a interesat. Aleu. Păi, ia-o și... Faceți și voi ceva frumos. Tu realizezi că o să vin după tine, nu? Auzea mai tare. Gura mică. Te așteptăm. Ia. Băieți, hai, voi de băieți cu mine, domnule. Știți unde să mergem, da? Eu mă duc să pregătesc locul. Hai, plec. Da? Da, hai. Hai, Andrei. Hai, mâine pe lângă corp, hai. Mâinile pe lângă corp, gata. Așa, gata. Ia, mi-ai pus cătușele, mă. Știți, da? Ce? Da. Ne vedem, știți, mă, ok? Da. Hai, urc aici, încă. Mai vrei să mergi și urc în mașină? Fai, leu, să vezi cum urci, hai. Nu, mă, că mergem pe jos. Mergi. Hai, închide ușa aia, mai repede. Hai. Și unde vreți să mă duci de fapt? Sau ce vreți să faceți cu mine? Multe. Mi-ați distrus deja organizația, ce vreți să mi faceți acum? Păi, în primul rând să luăm recompensa aia. După aia te executăm. Vezi că ai pistolul la cap, tai din gură. Păi ne frate, hai că tăc. Nu să mai primi. Pă bune? Mhm, îți garantez. Da, voi, măcar știți cine sunt eu? Nu, și nici măcar nu-mi pasă, ești un nimic pentru mine. Ah, ok, sunt un nimic pentru tine. Aduce aminte de aceste vorbe, te rog. Bine? Pentru ce? Cred că le-am spus, e suficient, e totul nimic. Eu ți-am zis să-ți aduci aminte vorbele astea. Orice faci, rămâi un nimic, ta zic, nu mă speriată pe mine. Da? Am avut rival și mai rai ca tine, deci... Un nimen, așa e, exact. Și voi rămâne un anonim. Pentru voi o să rămâne, mai ales pentru tine, prietene. Și pentru măcelarul. Oricum... A, nu-ți convine. Nu. Asta e, prietene. Dar știi? Dușmanii mei au avut o soartă pe care nu le doresc la nimeni. Și știi că și tu, împreună cu liderul tău și cu agariciul ăsta din spatele meu, măi, o să aveți aceeași soartă.
Dacă mă uite, mai bine sigură că nu vezi ce situație. Adevărat, acuși îmi dau un da, chiar te rog, dă-i ingulanță. Totul o să regresi. Poftim? Am comand să tac, dar cine ești tu mă să-mi comanzi tu mie? Dar cine ești tu, domn? Da. O să vezi. Bine, frate. Ai luat hainele alea din gunoi de acolo și acum... Păi, pe dacă voi sunteți săraci. Aoleu, bă, băieți. Cât vă plătește, mă, măcelar? Aoleu. N-ai văzut toată sa bani? În momentul de față, banii pe care îi primim sunt... cam degeaba. Adică? Banii ăștia nu ne ajung în... pentru două zile. Păi, bune. Banii pe care îi dă eu ce puțin îi consum în... Și mă rog, cât e recompensa pe capul meu? Recompensa? Oho, e mare. N-ai să nevoie să știi asta, că... na. Păi și nu v-a dat deja banii, că m-am întâlnit cu el, adică... Te executăm și... Na, vreți să mă executați. Da, vrem să avem plăcere de a te executa. Na, ce faci? Deci, practic, eu merg acum pe ultimul drum, nu? Adevărat. Am înțeles. Dar ești tu natura și gata. Să te bucuri de mașina asta, că n-ai de pe timpul tău. E pe tepițumpul meu. Băi, ăștia vor să-mi facă felul, da? Na, stați liniștiți, că nu rămâne așa. Unul e sedan. Da, mă, cum credeți voi. Rău că ești nostru pe mâinile noastre. Ce ai zis? Rău că ai ajuns pe urile noastre. Am bă, dar ce țipă ăsta, frate? Ai putea să nu mai țipi așa, te rog. Dar cine ești tu, mă? Păi nu, dar îmi spargi timpanele, frate. A, da, la urechea ta, am uitat. Dar ce are? Păi are! Ok, domn. Dar unde mă duceți, de fapt? Am venit la țară. Da, la tine, la Ciorogârla. La Ciorogârla? Am înțeles. Aici ce ai crescut tu, nu? Nu, nu. Nu eu. De cine? E, nu mai gândeam la asta. Hai. Deschide-mi ușa. Dă jos din mașină. Așa. Hai, nu ca. Hai, merg. Hai, nu mai face așa că... Mamă, dar parcă... Ai mers o grămadă, hai mers. Dar nu pot să merg, prietene, că am cătuși. Hai... Nu mișcă te mă lași cu răgeala asta. Cătuși. Ceau, cătușele cu picioarele, domn. Au, au. Iau, mergi. Hai că merge pământ aici, în genul frumușel. Stai aici cu minte, așa. Bun, stai cu el cât mă duc să caut și pe restul. Hihihie. Să nu-i faci nimic. No, no. Am vrut să văd dacă e bagarică. Da, stai. Stau că nu fac nimic, calmează-te. Ce faci acolo? Hai nimic. Să-și bag pe gât. Dăm drumul la cătuși. Da. Dăm drumul la mâini. Eu sunt prost? Vrei să dau una? De câți ani? Ce ai zis, băi? Dă-mi așa de vreo 20-21 de ani. Îți dau una de tână. Păi dăm, dar 20-21 de ani ca să pot să fac și ceva, nu? Hai să mai vadă și domnul ăla. Domnul ăla. Domnul ăla, parcă nu sunteți colegi, am înțeles. Domnul ăla, colegi. Băi, colegul, dă-i o... Dă-i. Se dai tu, se dau eu, hai, ce fut eu. Hai, se dăm amândoi. Hai.
Ce mai vor pe gât, mă? Ce mai vor pe gât? Ia spune acum, ce mai vor pe gât? Mai dau una? De 27 îți dau, de 30 îți dau dacă vrei. Ce-ați făcut, mă? E tare în gură, domnul. Zi-mă, mai e clanța aia mare? Ia zi. Ia mai zi ceva? Da-te la parte. Mă strâng cătușele de la băi. Da? Asta e. Mă strâng cătușele de la mâini. Da, nici pe mie, ce crezi? Lasă-mă să-i dau cătușele jos, că și așa nu mai se mai ridică. Te-am înțeles. Hai, mai dă-i un pumn în gură și... Că fără dacă-i... Hai! E cont de 20. Gata. Vezi? Da. Voi trebuia să nu vă întrebați. Să vă întâlniți cu domn șef, cu domnul celălalt. Da, hai că mergem acum. Hai. Hai că mă uit la el. Să nu pălesc. Nu, nu. Mă uit la el și dacă e ceva... Hai. Dacă vă plac episoadele, apăsați butonașul de like, subscribe și lăsați un comentariu. Deci apăsați butonașul de subscribe, mă ajutați foarte mult și like. Nu prea. Mă dor coastele. Ce-am făcut ăștia? Aolo, ia, nu-i puțin să te bandajez. Am înțeles, hai că mă întind. Dar nu pot să mă bandajez așa? Așa, așa, ia, așa. Așa. Au. Like, subscribe. Vă rog frumos. Așa. Gata, gata. A pus telefonul pe F1, frate, și emoțiile pe ce naiba a pus. Au. Da. Asta e așa, în juret. Ești bine? Da. Mulțumesc frumos. De ce mă ajuți? Eu n-am fost niciodată de acord cu ei și planul meu era altul. Care? Mă auzi? Da. Care era planul tău, de fapt? Eu vreau să mă răzbun. Eu niciodată nu mi-a plăcut de ei. Eu am fost mai mult infiltrat acolo, dar ei nu știau asta. Ești polițist sau ceva? A, nu. Nu. Dar că am pică pe ei. Au făcut ceva ce m-a, cum să zic, legat de familie? Exact. Și mie mi-a omorât familia. Și vreau să mă răzbun pe ei. Păi și cum facem asta noi? Clipa în care te-am văzut, mi-am dat seama că tu mă poți ajuta. Păi, ei sunt acum pe insulă, pe Cayo Perico. Da. Dacă e, am eu o mașină afară, mergem cu mașina până la aeroport, de la aeroport luăm un avion și mergem pe insulă. Și okay. De acolo o să-ți dau și ție niște arme, pentru că acolo nu o să, adică...
Hai să mergem să nu mai zăbăvim. Când am pus piciorul pe insulă, am scos și am... Da. Hai, după dumneavoastră. Aveți onoare. Haideți. Dar nu vorbi așa, vorbim la per tu. Haide atunci. A, nu pe aici. Ce fac asta? Aolo. Așa. Ce unde e mașina? Da, am dus să caut mașina. Față. Vine după mine, vine după mine. Ok. Mașina e în față, aici. Aici e pro... Uite aici. Oh. În primul și în primul rând, îți va trebui arme, așa că vin-o încoace. Stai. Stai și așa. Stai că... Așa. Uite că văd aici. Uite, ia pistolul ăsta. Ai și gloanțe la el, încărcătoare. Și stai că nu e doar atât, trebuie să-ți mai dau ceva. Pentru că o să fie destui acum. Destui. Și n-o să fie doar așa, o să aibă mașini, o să vezi tu. Așa, vino încoa. Mai ia și AK-ul ăsta. Ok. Așa, uite-l aici. Așa. Așa. Bun. Și eu am, deci suntem bine. Hai să mergi la aeroport. Hai, condu tu. Ok. Aeroportul e foarte aproape, așa că... Pune și mie aici pe GPS, să rog. Dar la atâta bataie nu mai știu exact. Acolo e. E aproape de aici. E în Struguren, dacă știi unde e. Ok, ok. Struguren! N-am auzit de... Da, Struguren, așa se... Băi, băieți, apăsați butonașul de like, că noi facem aici gândit tot. Struguri. În fine, dar de ce ți-a... Cam așa. De ce ți-a omorât familia? Tata era un interlop mai cunoscut și nu se avea bine cu familia asta. Au purtat mai multe războaie, s-au întâmplat mai multe chestii și într-o zi familia asta a venit cu tot arsenalul lor și cu tot personalul lor și i-au omorât pe toți, în afară de mine. Eu am reușit să fug de acolo. Erai mică sau? Asta s-a întâmplat acum câțiva ani, cam vreo 4-5 ani, cam așa. Nu eram foarte mică. Aveam, cred că vreo... 15-16 ani? Ok. Bun. Da. Haide că a trezat și avionul cu care vom merge noi. Cred că poți să-l vezi un pic... Cred că poți să-l vezi un pic de aici. Ok. A? Ok. Ce știi mare! Știi să pilotezi asemenea avioane? Știu. Atunci e bine. Știu că am făcut multe la viața mea, dacă mă înțelegi. Știi. Hai să mergem. Hai.
bag aici. E o ușă deschisă, da, aia e. E, aia e. E, stop, tata. Da, vezi că știu să-l pilotez. L-am făcut avion, nu mai elicopter acum. Am văzut că știi. Îți vine rău dacă facem niște... A, nu. Eu de fiecare dată când pilotez un avion trebuie să fac de asta, că nu se poate. Da. Wow. Ah, mi-ai pus tu pe GPS unde se află caia? Da, ți-am pus acolo pe radar. Radar, tot GPS e și asta. Da, GPS, radar. GPS, radar. Mamă, dacă ta mai velicele au, are... Se numește Avenger. Ma. Păi... Ar trebui să avem și noi artilerie grea, nu? Păi, chiar ar trebui. Uite că se vede acolo în depărtare, insula. Ce acu' e insula aia? Insula aia e deținută de liderul de la sindicat. Adică macelarul. Am înțeles, nu o să mai fie a lui. Asta sper și eu. Păi și până acum tu ești singurică? Da. Dacă tot mergem acum la război, hai să mai vorbim și de alte chestii, că... Adică? Păi așa, gen, tu atât de frumoasă, singurică? Da. Păi cum de? N-am găsit pe nimeni. Am înțeles, acum mi-a apărut și mie. Aterizăm aici? Sau mai... Eu zice să aterizăm un pic mai aproape de alea, ca să putem să ne... Să ne luăm și mașină. Nu, aici, la aeroport. A, la aeroport? Da, aici, nu, aterizăm altundeva. De aici și o să luăm o mașină. Și o să te duc la casă. Aici e perfect. Așa. Nu, s-a închis ușa. Hai, așteaptă puțin, mă duc să iau o mașină. Ok. Să... Păi, nu e acolo în garajul ăla, ia uite-te. Conduc eu sau? Da, conduc tu. Ai scos CD-urile din asta, că n-am cheltuit muzica acum. Da, l-am scos. Bun. Da. Hai să zic o poveste despre această insulă. Eu în trecut am avut un frate. Se numea Dani. Și această insulă ne-a aparținut nouă, mie și lui. Așa. Și această insulă, practic, este a mea. Am înțeles. Înțelegi? Nici de cum a lui măcelarul. Știi unde e acea casă mare, nu? A, au. Ok. Da, știu, normal. Așa, perfect. Da, mai bine. Cunoști insula asta? Da, mai bine fără. Tu cunoști insula asta mai bine decât o fac eu. Păi, îți dai seama. Aici am crescut. Stai să nu fie pe aici. Aici... Așa. De aici începe să...
De aici începe, practic. Va trebui să parcăm undeva mașina și să o luăm la pas. Da, da, știu, știu, o să vezi. Știu, știu, o să vezi. Trebuie să avem grijă pentru că... Ești bine? Da, da, e bine, sunt bine, sunt bine. Trebuie să avem grijă pentru că oamenii lui sunt patrulează pe aici. Ok. Și... na. Eu îți sugerez să ia cau, dar dacă te descurci mai bine cu pistolul, atunci e... la alegere. Le iau pe amândouă, nu-i problemă. Da, da, exact. Mi se termină cu lanțurile la AK, proces pistol. Exact. Mare răzbunare, băieți! Apăsați și voi like. O să las mașina aici. Așa. Mai dă-i un pic. Pot încerc ca să putem să-și plecăm de aici. Nu, poți să-mi dai puțin. Opa. Da, de aici începe să... Opa. Hai. Stai. E, deci fii atent. Acolo la intrare e unul singur. Mergem ușor, mergem ușor pe la spate. Mergem ușor pe la spate, luăm cu mâinile sus, nu-l omorâm. Ok. Hai, o luăm pe aici prin spate, ai grijă să nu ne vadă. Dar stă cu fața încoace, unul pe la spate trebuie să... Mergi tu pe aici, fii atentă. Și o să mă vezi, cumva. Mă duc peste gard? N-ai cum, nu poți. Trebuie să merg pe partea aia lantă, să le iau din spate. Fii atent, stai aici în boscheți și așteptăm aici. Și când mă vezi eu că îl iau, să ridice mâinile, vezi repede. Hai că mă duc pe partea lantă. Hai bă, urcă-te mă. Mâinile sus în momentul ăsta, nu fac nicio mișcare că am tras. Mâinile sus. Vino după mine, te rog. Hai, vino cu ce. Hai, vino. Hai. Fața la mașină. Pune-l cu fața la mașină. Nu acolo. De fapt, nu. Nu acolo, că... Ia zi-mi și mie, cât sunt înăuntru? Nu știu, domnule, că sunt aici la intrare. E imposibil să nu știi, zi că zbor creierii. Nu știu cu barca, crezi că eu știu din partea alta ce se întâmplă. Zi-mi că sunt înăuntru. Eu știu doar 5 sunt înăuntru. 5, bun. Măcelarul e aici? Hai că pe el îl caut. Nu știu acest tip folosit de noi. Mamă, e zbor creierii, pune cătușele. Asta fac. Dacă fai vreo mișcare, ți-am zburat creierii. Mă jur. Iei căscuță, iei telefonul, iei tot. Așa. Leagă-l la gură. Așa. Bun. Urmează-mă acum. Mai urmează-mă. Hai. Adu-l aici ca să stai aici. În boscheț aici, ca să nu-l vadă nimeni. Aici jos, să stea culcat. Leagă-l de gard, da, leagă-l de gard să stea aici. Da, bună idee. Ca să nu dea informații sau ceva. Așa. Hai, fața la perete acolo. Hai, leagă-l cumva de gard. Să nu plece de aici. De vorbi nu poate să vorbească, de gatie.
Mamă, focuri de armă. Așa. Ok, gata. Hai să mergem. Vezi că s-a auzit un foc de armă, ai grijă. Încet, 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 șt. Ăștia mai patulează pe aici. Hai să o luăm prin boschet, zic. Îți place la boschet, si? Sunt sigur că mai sunt unul sau doi acolo. Este că mă auzi ceva. Auzi, vino un pic aici. Vino aici. Am ceva pregătit. Ce? Iată-te. Asta. Ops. Nu văd pe nimeni acolo. Nu văd pe nimeni acolo. Hai să mergem ușor. Ia să te uite, am văzut. Uite. Unde? Dacă mă duc în spatele lui, Aruncă arma în momentul ăsta. Acum aruncă arma în momentul ăsta și ridică mâinile sus. Hai. Aruncă arma și ridică mâinile sus. Vino, vino cu aici. Urmează-mă. Hai înapoi. A, tu erai, drace. Ridică mâinile sus. Hai. Eu ți-am zis că o să regrez vorbele care mi le-ai spus. Hai, ridică, mergi cu mâinile sus și vino cu aici. Păgamea. Hai, mergi, a, mergi în față. Legam, da? Mergi în boschet acolo în față. Nu, ne place la boschet, hai. Bă, am zis la boschet, în față. Aici. Cine a tras? Unde ies, mă? Unde ies? Vino cu după mine. A. Păi, Leu, mi-ați mai dat un glonț în cap, amu? Da, îți dau eu ție. Hai, hai, mergi acolo, mergi aici, aici, aici. Aici, bagă-te la ea, bagă-te aici. Vino cu ce frumos. Dacă mă omoriți. Vino cu aici odată. Așa. Îi poți spune că tu și le trebuie? Da, 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 pot. Și ei tot ce are pe el. Băi, stai pe loc. Băi, mâinile jos, hai. Mai ții minte ce mi-ai făcut tu? Nu. Nu? Nu mai ții minte? Nu. Nu? Zi-mi, dacă nu vrei să mori în momentul ăsta, că eu nu sunt ca voi, eu trag direct, zi-mi câte persoane sunt în aur și unde e măcelarul. Să mor eu dacă știu, în primul rând. Și ce mi-ai spus tu? Câte persoane sunt înăuntru și unde e măcelarul? Să mor dacă știu, să mor dacă știu. Dar rog frumos. Da? Habar nu știu nimic. Eu zic pe ăsta să-l luăm. Și când îl găsim pe măcelarul, să-l omorăm în fața lui. Ești prieten cu el, nu? Așa știu. Păi parcă erați frați voi, hai. Ia veniți, vin cu aici. Urmează-mă. Ia stai așa. Tu, bă, în gură. Vorbește frumos, că eu nu v-am înjurat pe voi. Stai așa. Când m-ați luat. Gata. Dar nu mă omor. Vino cu nu te omor, fratele meu. A, nu, nu m-am dat în gură. Ha, ha. Hai să mergi. Taci. Mai e cineva afară? Zi. Zi. Zi dacă mai e cineva afară. Hai că ai pistol la cap. Eu ți-am zis că o să mă răzbun. Mai ții minte ce mi-ai spus în mașină? Nu. Nu? Că nu se frică de ăștia ca mine? Că ai avut parte de alții și mai mari? Da, de proști nu-i frică. Da? Bun. Ok. Zic că o să regres treaba asta, nu? Astăzi o să mori. Și eu chiar te omor. Nu cred.
Bine. Hai, hai să mergem. Unde e butonul? Ce să fac? Unde e butonul? Habar n-am. Unde e butonul? Habar n-ai. Prin glonț în cap? La dreapta. Te omor mai repede de termen. Zi unde e butonul. La dreapta. La dreapta? La dreapta, zi la dreapta. Ok, hai că apăs pe buton. Așa știu eu. Hai că am scris și eu. Mă calm, calm. Ce pe nervi tu. Zi-mi unde îl găsesc pe micelar. Să înceapă acțiune. Dacă știu. Dar nu mai vorbi tare. Dacă mai ții pe o dată, îți dau glonț în cap. Vă mai spun un lucru. Da. Eu am avut ordin doar să stau la poartă. Auzi? Cel mai ok. E ca tu să stai aici. Să-l aduc aici pe măcelar. Și să zic că am un om de-a lui. Ia stai și un pic, ia vin un pic. Hai, că vin, vă găsesc aici. Ah, credeam că e... Stai tu acolo în lift. Cocobau! Mâinile sus! Am zis mâinile sus că trag în voi! Acum! Mâinile sus, aruncați armele! Hai, 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 mai repede, mai repede! Aruncați armele pe jos! Arunc arma, arunc arma acum! Arunc arma! Eu zic să, dacă ai tras, șeful tău va fi mort! Lasă-ți armele! Lasă arma jos că trag! Lasă arma jos! Măcelare, s-a zis că vin după tine? Tu crezi că mi-e frică mie de-ți? Așa e că toți trei ridicați mâinile sus, hai, treci în față, treci acolo, am zis! Așa că ce faceți voi aici, mă? Știi că am un om de-al tău, nu? Presupun că da. Presupui că da. Da? Ăsta cine e? Ăsta cine e? Nu se vede. A fost. Hai după mine, urmează-mă. Ieși afară pe ușă cu mâinile sus. Ieși afară pe mâine, pe ușă cu mâinile sus, amândoi. Hai. Și am o surpriză mare pentru tine, măcelare. Hai, jos. Știi, ți-am zis că o să regresi. Mi-a murit familia. Mi-ai luat organizația. Mai ții minte, bă? Mai ții minte ce mi-ai zis? În genunchi, toți trei. De fapt... Da, în genunchi, hai. Dar nu rămâne așa. Mai comentezi mult? Amenințări și toate astea? Amenințări? Nu vreau să... Nu vreau să-i omor aici. Ridicați-vă în picioare, toți trei. Ai mai cătușe în geanta aia? Am. Pune-le la șilul măcelarul, șilul... Ăsta care avea gura mare. Întoarce-te cu fața încolo. Mai spui un cuvânt și te-ntoarce să capcă. Pentru cine lucrează asta? Nu lucrează pentru mine, mă. Dacă doar... pentru... Nu, nu lucrează pentru mine. Doar să răzbună pe voi, pentru că i-ați omorât și voi, și ei familia, mă, nenorociților. Ia mergeți voi, veniți, urmați-mă, stai în spatele lor. Organizația o să vă caute, nu? Care organizație? Păi tu ești deja organizația, mă! Sunt capul băie de rost, te caute toți oamenii mei, nu sunt în urmă. Păi azi e faza, pentru că te-a omor pe tine, s-a dus. Coboară jos în besting. Coboară jos! Coboară jos în besting, hai! Hai, hai, hai! Jos! Hai, te unde-ți să mă omoră familia. Dar aici o să-ți sfârșești și tu, hai, hai, jos! Hai, mergi! Și să-ți... Te doare, hai. Mergi odată. Face stânga, bă. Stânga, alo, alo. Și apropo, măcelare. N-are prea multe minți. Măcelare. Știi acu' e insula asta de fapt? Ea mea. Nu. Nu. Sedan și Dani Hernandez, se spune ceva? Cred că...
Hai, pe unde mergem? Stai așa. Unde dracu eram? Stai, stați aici. Aici asta, stai. Oh, las, soar mai. Unde naiba eram? Stai așa că revin acum. Aici e? Hai să văd dacă aici. Nu mi-a ținut minte pe unde e. Da, aici e. Și-am găsit, v-am găsit și zona. Hai, veniți după mine. Stai în spatele lor, ca să nu duc în spate. Hai, urmați-mă mai repede. Are și armă. Dacă mai comentez mult, omor acum. Nu mi-e frică de tine. Nu? Bine. O să te fac eu să-ți fie. Hai odată. O să-ți fie frică, e bine. Atenție, e bine. Hai, urmați-mă mai repede. Se întoarce, bă. Normal, nu vezi că s-a întors. Hai. Încă nu-i tot. Hai. Păi unde te duci? Pe aici? Unde vrei să mă bagi, boss? O să vezi. Aici unde? Urmează-mi. Alo. Hai aici. Aici! Vino puțin să-ți arăt familia unde sunt. Da? Știi că acolo o să joci și tu, nu? Hai. Hai, intrați, veniți încoace. Hai. Uite aici, în mijloc, fiți aici, vă puneți o stringe în genunchi, hai. Hai mai repede, cu fața la mine, în genunchi. Hai mă, treci acolo, mă. Nu vreau. Ah, ce bine. Treci, mă. Băi. Și mai comentat. Mă, ce rare? Da. Care din ăștia doi e adevărat tot, frate? Spune mai repede. Nu vreau să spun. Băi. Deci, spune care e adevărat. De fapt, stai puțin, că mă, ce rare, tu nu știi ceva. Andreea știe foarte multe. Ia spune, domnișoară, care e fratele lui adevărat? Da. Stai. Ne-a pus în tot seama, cred că, după păr. Ăsta. El. Ăsta e. Au părul galben, ăsta are părul alb, ăsta nu e. Ăla e ala tare în gură. Nu, ăsta e mâna lui dreaptă ta. Nu, dar știi? Mâna ca mâna dreaptă, dar dacă eu omor familia... E cam... Nu. Hai că am înțeles. Ce prost sunt. Așa, tu, ia stai să vorbesc eu cu tine. Prietene, ce mi-ai zis tu în mașină când m-ai dus să mă bați? Ți-am zis să-ți aduci aminte de vorbele alea? Nu, o să regret. Și? Tot un nimic sunt. Doamne, mă, și are ceva de zis? Bine, mă, ce l-are? Ceva de spus. Ce? Ultimele cuvinte. Ai fost, vei fi și ești un nimic. Am înțeles. Mă, ce l-are? Să fac onorurile. Vrei tu? Vreau. Bine, ai onoarea. Uite, stai el pe... Câtă bucată de nu interes. Nu, pe el că vreau că e mâna alta dreaptă. O să-i fac cum semn în picior. Ai noroc că n-am apucat să. Doar în picior o să-i fac. Sau în cap, n-am tupeu? E sigur? Omoară-l. Da? Dă-i caput. Nu! Frate, nu gata. Gata. Eu ți-am zis că nu e de joacă. Cu mine nu e de joacă. Și mâna ta dreaptă. Un picior. Un picior s-a dus. S-a dus. Pune-te înapoi în genunchi că poți. Ca să nu-ți împuși și pe celălalt. Oricum nu voi împușca și pe celălalt. Ce ai zis? Mai repet o dată, am curaj. Mai vrei să trag? Gata, am zis că fac ce vrei tu. Care e următorul? Da, e tot. Păi, insula mea aparține mie, știi? Era a mea și a fratelui meu, Dani Hernandez, să spune ceva numele ăsta. Dacă era murit. E, știu.
Te dai amărât. Nu, n-am vrut să apăs. Bă, că acum sunteți frații la picioare. Da, lui ăsta că a fost tare în gură. Trebuie să fac asta. O să te las în viață. De ce? Pentru că eu nu sunt ca tine. Ăla aruncă la rechini, nu mă interesează. Da, ia lasă-l puțin pe jos. Să-și vadă și el, fratele, ultima oară. Lasă-l un pic pe jos, te rog. Să-mi fac și eu dumblaua. În cap să-i trag, ca să-și fiu sigur că a murit. Cum ai făcut? Uite, așa ai făcut și tu la ai mei, nu? Ai tăi a fost mai groznic, da? Da, dar la tine ce ți se întâmplă acum e mult mai groznic. N-am zis că-ți dau orice. Știi de ce? Deja mă... Familia ta deja i-am luat prizonieri. Și ceea ce ai făcut tu cu ei, asta e ultimul membru din familia ta. Adică, ca să zic, acum e singur pe lume. Exact cum m-ai lăsat tu pe mine, nenorocitule, că poți să-ți dau un gloț fix în cap îți dau. Da? Am zis că fac să-l uit. Îți dau tot. Lasă-mă în viață. Vreau să fac partenerea cu tine. Am văzut că... De tine, e de glumă. Scuze. Eu zic să te ridici. Vreau să le iau pe ăsta, dar... Nu, ia-l de acum. Eu zic, ridică-te, ridicați-vă amândoi. Hai mă, ridică-te și tu. Mai ești tare în gură acum? Hm? Așa. Da? M-a dus să-l arunc la rechin, da? Da, aruncă la rechin. Auzi? Bun. Tu vrei să mai ai copii? Aoleu. Nu merge, nu, n-am vrut să am copii. Nu? E sigur? Da. Nu am nevoie de copii, am frate. Ai frate? Da. Vrei să spui ai avut? Nu, nu, ai avut. M-am interesat. Crede-mă, ai avut. Garantez. Stai că ia are cheile de la cătuș. Vă las în viață. Sper că nu ne mai întâlnim niciodată. În chestia asta că te las în viață, vreau să-ți demonstrez că eu nu sunt ca tine. Ai înțeles? Am înțeles. Și acum cred că știi cu cine stai de vorbă. Știu cu cine stai. M-am interesat. Așa. Nu vreau să... Și acum... Liderul la organizație. Din nou sunt eu. Și mai nou și Andreea. Și apropo, ce ați avut cu familia Andrei? Trădătorii mereu vor plăti. Trădătorii mereu vor... Și acum mai plătești cineva ceva? E bine că trebuie să știi codul pe nou. Da, știu codul penal. Păi și cine m-a trădat pe mine? Parcă eram cei mai buni prieteni. Pe tine? Aha. Vrei să deschid istoricul? Mai multă lume pe lângă tine. Da, dar tu de ce m-ai trădat? Les. Eu te-am trădat pentru că tu... Am înțeles că vrei să iei organizație. Păi, era a mea. Era a mea. Era a mea de la tatăl meu, să știi. Și tu... Toate faptele ți le-a făcut Dani. Ca să știi și tu. Da? Fratele tău așa bun te-a trădat. Am înțeles. Ți-a dat toate actele pe mâna sindicat. Păi și tu? De ce n-ai venit să spui? Că mi-ai fost alături. Ai fost mâna mea dreaptă. Prea supărat. Și de ce mi-ai omorât familia? Ți-am omorât pentru ce mi-ai făcut. Ce ți-am făcut? Cum n-ai încercat să strimiți oameni să mă omoare familia pe mine cumva? Da, după ce am aflat... Păi da, dar cine a început? Mi-ai fost ca un frate, mă. Distrug tot pe aici, mă, te distrug și pe tine. Hai să plecăm de aici. Poți să le dai cătușele jos, te rog. Sper să nu ne mai întâlnim. Și tu? Și tu? N-a de aici. Că nu mai fi tare în gură. Asta e pentru bătaia care mi-ai dat-o, că încă mă doare măseaua. Ia. Hai, mai râd de mult. Ia. Mai râd și tu! Nu fă mișcări că... Ia, stai să-l dau și un pumn. Iată, hai, hai să mergi. Rămâneți aici dacă ne-ați urmărit. Vedeți că am oameni și pe afară, să știți că nu suntem decât noi doi. Așa că calmați-vă. Sper că am terminat-o cu ei. Răzbunare, dulce răzbunare. N-am vrut să le plătesc cu aceeași monedă. Da.
Hai să mergem. Nu suntem ca ei. Exact. Da, eu nu găseam ieșirea. Am înțeles. Hai cu mine să facem ceva amândoi. Vino cu aici. Bun, pune-te aici cu mine, tu. Vreau să fac ceva ce n-am mai făcut până acum pe asta. Băieți, acesta a fost episodul de astăzi. Eu am fost WXRMX2 Sedan. Lângă mine este Andreea. Până data viitoare, nu uitați, apăsați butonașul de like, subscribe și dat share să vadă și prietenii voștri de tardații care joacă 5M. Haideți, mă, și voi, veniți încoace, mă! Ia uite, mă, stai așa, că ăștia n-au unde. Hai, mă, hai și voi, veniți încoa! Hai, mă, veniți toți! Hai, mă, veniți încoace! Vreau să fac ceva ce n-am mai făcut până acum, outro special pe YouTube. Hai, veniți încoace! Haideți. Bun. Băieți, acesta este gasca care a participat la rol pe acesta organizat, el fiind ID1, măcelarul, cum știți voi, din episoadele mele trecute de pe Doom. Andreea este o tipă nouă, arată bine, apropo. Așa, Ghost, cofondator, ID7, Bădan, ID9, Gabi, cred, nu știu sigur, dar în fine. Deci noi aceștia a fost un roleplay super ca lumea, sper să vă placă, apăsați like, subscribe, aveți, vezi cât sună telefonul, așa, și aveți în descriere tot ce trebuie să știți ca să intrați pe Devils, vă așteptăm, ciao.